Bună seara, bine ați venit. Mă bucur foarte tare să fim împreună în această seară. Așa cum sunt artiștii, autorii, Alina Nedelea întârzie, însă în seara aceasta sunt în companie selectă și mă voi mai gândi puțin dacă îi voi simți lipsa sau nu, Alinei. Sunt cu doamna Lia Bugnar și cu Nadine, prietene apropiate ale autoarei și care sunt aici să vorbească puțin despre carte. Înainte să le rog pe ele să vorbească, am să vă spun că Șoseaua Cățelul 42, scrisă de Alina Nedelea, se citește dintr-o suflare. Pui mâna pe ea, o deschizi, citești prima pagină și... Scuzați-mă, bună seara! Bună seara, nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar tot ce vorba despre cartea mea. Bună seara! Ceau, Mita! Ceau, Nadine! Scuzați-mă, mă iertați, am și un taxi care mă așteaptă afară și un avion care va decola mai puțin de 2 ore. De asta sunt așa de agitată. Că altfel cer chiar scuze pentru cine nu mă cunoaște. Sunt o fată relaxată, sunt o fată de gașcă, joc o tablă cu băieții. Beau, mă distrez, mă cer la cuțite cu prietenele. Mă rog, fac de fumez, dar zic să nu ne... Hai, să renunci cu vota. Eu mă numesc Alina Nedelea. Eu am scris această carte despre care vă vorbea discurs, despre care încerca să vă vorbească. Distinsul meu editor Mario. Mi-a luat jumătate de ăsta. De la intrare până aici, acasă, citește lumea România, frumos. Hai, că ea ne tinde. Vă spun acum, știți de fapt de ce sunt atât de agitată? 3 pahare de vin roșu am băut. Sunt pierdută. Azi, chiar o să cadă. Cade, vă zic eu că se cade. Sunt convinsă că de data asta nu mai scap. Cade, simt, știu că simt așa de fiecare dată când iau un avion. Dar de asta și cade fiecare dată. Ca să fiu zen, să pot să mor, să fiu liniștită, eco, relaxată. Ia uite ce relaxată sunt. Așa că tot ce spun acum, o să apară la știrile de seară, de mâine, de poimine, de răspoi mâine, accesările de pe YouTube, o să bată toate recordurile. O să mă vedeți zâmbind, cu muzică tristă pe fundal. O să fiu citată cu litere mari în toate ziarele. Și despre asta o să se vorbească timp de 2 zile. Fie vorba că noi și avem nevoie de mai mult, nu ca să vinde toate exemplarele cărții. Cu puțină îngăduință, Mario, văd acolo o față îngăduitoare, apropo de... După părerea mea, cumpără 2 exemplare. Doamnă, 2 exemplare, 2 batoane de ciocolată. 4 exemplare, 4 batoane de ciocolată. Vedeți dumneavoastră cu criza care bântuie. De exemplu, eu am exemplarele, nu am ciocolatele. Despre asta trebuie să vorbim, însă, după aceea. Ziceam, cu puțină îngăduință, catastrofa aviatică care urmează să-mi pierd viață, e necesară să vindem 1000 de exemplare, nu? Bine, ha, începem. Domnule, opuneați. Filmați, că tot ce spun acum intră în istorie. Fotografiați? Mario, de ce nu ai fi citit și eu mai multe cărți în viața mea, ne? Ai fi știut să spui mai multe acum. Da, să spun ceva memorabil, să spun ceva inteligent și nici nu m-aș mai fi lungit atâta. Bă, de la capăt. Doamnelor și domnilor. Ghețe cănit. Dar de unde? Uite cine vorbește. Eu consider că am avut în viață 3 mari ghinioane. 1. Că sunt româncă. 2. Că m-am născut în România. 3. Că România e țara în care m-am născut. Dar atât de tare am urât eu dintotdeauna țara asta, că acum vreo 15 ani am luat un avion, un nenorocit de avion, ca să mă duc în 2000 de kilometri distanță de țara asta. Și am crezut că am scăpat. Mi-am băut cappuccino în fiecare zi în piața Navona. Am luat la pasta aproape toată riviera italiană. Am făcut bestarul pe Covorul Roșu de la Cannes, în Taormina. Am văzut am admirat asfințitul de pe stânca cea mai romantică din Capri. Pe câte n-am făcut eu și cu toate astea, nu m-am simțit niciodată împlinită. Ce, mă simțeam binișor, dar de fiecare dată mi se punea așa o gheară pe stomac. Și prietena mea, depresia, cădea iar pleașcă peste mine. Zic, ce să fac? Ce nu funcționează? Unde să caut mama aia de fericire, de care toată lumea mă invidiază? Și uite așa, pe neașteptate, acum vreo 5 ani, alergam și eu în parcul de la Cafarela, că sunt fixată să slăbesc, și citesc pentru că sunt complexată, că sunt incultă, dar eu n-am făcut. M-a plezit răspunsul și am înțeles ce-mi lipsise în toată perioada asta. Stați că vă zic. Miile de culori în care desenat parcul Iore, în octombrie, de exemplu.
Sau mirosul de zacuscă, din cartierele bucureștene toamna. Sau ăla de sarmale și cozonaș din scările blocului, iarna. Mi-era dor până și de ghenele pline de coș de pepene, pe care gunoiul uită să le golească vara. Mi-era dor, Totir, unde ești? Rip, Totir, mi-era dor de prietenii noștri, câinii mai danezi. De pensionarii certăresc dintr-o lei buze. Mi-era dor de salata de vinete cu care mă-ntoapă maică-mea. Nedrele, a avut revelația. S-a trezit proasta. M-am întors acasă. Soțul speria total de fața mea. Acum că m-a spus, tu înțelegem și pe el. M-a îndemnat să-mi depăn amintirile pe o coală de hârtie. Dar eu așa am început să-mi scriu autobiografia. În limba italiană, certo, per carità. Italiano perfetto. Imaginați-vă, însă, ce șoc am avut când citind ceea ce am izgălit. Am constatat că eu, cea care refuzase să mai vorbească și limba română, înțelegeți acum de ce vorbesc ca răduciul, da? Clar. Eu, cea care opunea până și știrile din ziare care pomeneau de țara asta, eu, cel mai înverșunat dușman din România, ei bine, eu cu această carte am făcut cea mai frumoasă declarație de dragoste de care am fost vreodată capabilă. Și pentru cine? Pentru România. Sună patriotic, îmi dau să mă viață, mă dau. Mi-am asumat o trebuiață să-mi asum șansă. Și ca și cum n-ar fi fost suficient, s-au mai găsit și niște oameni inspirați. S-o publice. Cartea asta pentru mine a fost leacul. Am făcut pace cu tot. Cu pace cu țara, cu strada, cu blocul, cu familia, cu mama. Pentru dumneavoastră s-ar putea pauză de țigară. Pentru dumneavoastră s-ar putea să nu semne nimic, dar acum că știți ceea ce o să urmeze, eu în locul dumneavoastră n-aș mai sta pe gândul. Aș cumpăra cartea asta, că oricum în două ore se vinde ca pâinea caldă, eh? Deci stați atenți să nu ziceți că nu v-am anunțat. Ce? Ieri de avion. Care avion? Avion! Aștept cu taxiul la afară pe jumătate. Și care e problema? Păi știu, dar iar pierzi avionul din cauza ta. Când am pierdut noi avionul? În fiecare dată când vii în România, pierzi avionul. Și îmi dai vina pe mine. Mă iei pe mine taxiul și să te ducă la aeroport și eu pierzi avionul din cauza mea. Și după aia merge și pe am zis să merg ca nebunul pe stradă cu 100 la oră, de au toți pe amenziile, mă lași, nu-mi lași bani, că n-ai, ai de euro. Dar de ce dai în taxiul afară și nebunul ăsta... Dar de ce dai în mine? De fiecare dată când vină din România, te iau pe tine, nu știu ca să iau pe atunci și 10 lei pe kilometru, stai moment, că nu se poate. Păi dar și de fiecare dată pierzi avionul, de cauza mea, nu te mai au niciodată. Incredibil! Stau tot jumătate de oră fără, putea să fac 3 curse, 3 curse putea să fac. Domnul Casimitri, păi problema este că eu am pierdut bani acolo jumătate de oră, pierd și avionul din cauza mea, merg 100 la oră, după aia zici că merg prea tare, că te faci la... Haideți să nu uităm că e un târg de carte. Nu te mai am niciodată, să știi, am plecat, nu te mai au stai aici și faci... Păduchioasul ce ești, deci tot păduchioasul. Ne simții, tule! Sau mă faci pe mine, ne simții, ne-au zis? De ce? Păduchioasul, ai uitat că ne-ai dat păduc la tot cartierul, am crescut împreună. Eu e militar, ce militar, n-ai față de militar. N-ai față, ai crescut-o și o stau cățelul cu mine, stai și gură. Gata, am plecat, doamnă. Mă duc acasă, că nu mai plec. Gata, disparte. Nu pleca, lasă-mă, nu mă lăsa. Da. Ne pare rău, am zis, cu artiștii... Doamne, vreși cu artiștii, cu Alina? Da, nu știu ce să zic, ne pare rău, e o situație așa... Dragii mei, Alina, cea mai bună prietena mea, una dintre cele mai bune prietenele mele. Și sunt recunoscătoare că nu sunt în carte. Și sunt și mai recunoscătoare că dacă sunt la Cotorima, sper să fiu sănătoasă. Așadar... Am cam 16-17 ani. La liceu Alice B, gagica bunătă care stă în banca din fața mea, mă întreabă ce am, că mă văd cam ciudată.
Eu atât aștept și Iturui toată povestea vieții mele. Ce să zic, acum și ea uită de toată povestea asta, cu cine e și cine nu e mama mea și așa mai departe. Dar când mă întreabă și tatu cine ar fi toată povestea asta, eu răspuns scurt. Nu, dragă, nu prea important. Îl cheamă Virgil Costache și e antrenor de atletism. Acum aveți sigur să vă imaginați ce signal are. Dar oricum nu contează că a fugit în Germania. Bruneta cade la pachet. Când văd scena deodată îmi dau seama că viața mea trebuie să devină un roman. Alice, te implor, nu muri! Nu muri înainte de a recunoaște că viața mea trebuie să devină un roman. Lasă-mă, fă dracului în pace cu patetica ta de viață proastă ce ești. Nedelea, ține-te bine. Tactu e antrenorul meu. În fiecare după masă îl văd la stadion, la 500 de metri de aici. Proastă ești tu, fă, Costache s-a fugit în Germania. Ba tu ești, fă, proastă, Costache s-a întors din Germania. 4 ore mai târziu, o brunetă și o alta și mai brunetă așează să pe stadion. Suntem eu și Alice. Nu mai suportă cerea și o fac cu mala pe toată de stadion. Și mi-a zis, un țigan, dar am făcut bune totuși. Ajungem. Alice trebuie să meargă să se schimbe și mă lasă acolo pe bani și să-l aștept. Îmi zice că trebuie să sosească din momentul cu altul. Eu, destul de emoționată, mă uit în direcția terenului de sport. Acum, ca să fiu sinceră, mă căcam pe mine de frică și încercam să-mi pregătesc un monolog cu care să mă prezint în fața tăticului. Mă rog, ce aș putea să-i povestesc. Să încep prin a-i spune că mama mea adoptivă a murit când aveam 14 ani și că nu reușesc să mă hotărăsc dacă mi-e frică de ea mai tare acum când e moartă și îmi face câte o mică vizită, decât atunci când era frică atunci când trăia și se deconecta de la realitate? Oare să-i spun că tatăl meu adoptiv îmi dădea șuturi în burtă la întâmplare pentru că râdeam uitându-mă la televizor? Sau că la nici 6 luni de la moartea mamei adoptive, bulangiul ăla a adus-o în casă pe fosta lui nevastă? Și că într-o bună zi, întorcându-mă de la basket, am găsit-o pe Aura cu valizele pline. Ghiciți de ce? Nu pleca ea. Trebuia să plec eu împreună cu ea. Pentru totdeauna. Căcânarul ăla voia să rămână singur cu fosta lui nevastă și când am ieșit plângând ca o fântână arteziană, n-am făcut nici măcar un semn de rămas bun. Rămas bun? Nici măcar nu s-a uitat la mine, de parcă aș fi fost un obiect nefolositor. Poate că totuși nu merită. Mama. Mai bine să-i povestesc despre visul meu ciudat, din care am înțeles imediat că taică mi-o adoptiv, bulangiul, căcânarul, avea să moară foarte curând. Atunci nu m-a crezut nimeni și bine au făcut. S-a prăpădit în 2 luni, Carcea, Cernobâl, bineînțeles. Și nu mi-a lăsat nimic, dar efectiv nimic, chiar dacă era în fica lui adoptiv. De ce? Pentru că nu m-a iubit niciodată. Dar nici eu nu l-am iubit pe el. Și atunci Aura și Victor, soțul ei, din sărași ce erau, au devenit și mai săraci. Că am făcut cu toții așa un calcul din care a rezultat că dacă am fi mâncat 2 ani de zile doar cartofi și fasole și dacă am fi mers la liceu pe jos, nu cu metroul, ar fi reușit să plătească un avocat care să mă ajute să am apartamentul ăla de pe șoseaua. Nu știu dacă ați auzit de numele ăla. Cățelu! Deci, dacă Virgil mă vede slabă și uscată, de aia sunt așa. Sunt slabă și sufăr ca un câine. Deseori mă visez în roche de mireasă, numai că rochea e prea scurtă și lumea mă pârfește invidioasă că am coapsele groase. Iar când mă trezesc, îmi vine să mă sinucid că n-am aceste coapse groase din laba măsii. Eu am 2 scobitori în loc de picioare. Așa cum îmi vine să mă sinucid, pentru că deși port 3 perechi de pantaloni și 1000 de bluze pe mine, atât iarna cât și vara, lumea tot mă strigă pe stradă, schiloado. Dar dacă i-aș spune că în loc de o moartă de foame, ce sunt, în schimb, i-aș spune că sunt anorexică. Se zice că în Occident anumite fete sunt foarte slabe, nu pentru că n-ar avea ce mânca, ci pentru că se hotărăsc să nu pună nimic în gură. E adevărat că nu cresc 100% în chestia asta, dar prin informația mi-a plasat-o un intelectual. Poate că îmi vine să cred și să mă prezint drept anorexică. Cel puțin așa știu că mă scutesc de umilința și efortul de a cere iertare societății în care trăiesc pentru că nu sunt bogată. Dar dacă nu-i spun nimic, absolut nimic, ci cer doar niște mărunțiși că poate el este bogat. Și așa pot să-mi cumpăr și eu o ciocolată pe care o să o mănânc singură. O ciocolată și gata. Sau dacă mă car de aici și mă întorc numai atunci când voi fi puțin mai gras. Și am plecat. Și nu m-am mai întors. Niciodată. Mulțumim frumos, Nadine. Mulțumim, Aline. Da, deci ați văzut cu toții că Nedelea are reale probleme psihice. Din fericire e genul ăla de nebunie foarte creativă. Ea e actriță, e o actriță bună în Italia, actriță
piesă de film. Teatru n-am făcut, dar ar fi trebuit, după părerea mea, că văzut că trece scena, trece rampa, trece stadionul. Și e păcat, e păcat că n-am făcut. Poate o să facă, dacă ne ocupăm. O să vă spun doar atât. Cei care cumpărați cartea o să vedeți că ea folosește foarte mult modul gerunziu. E din cauza că ea gândește în italiană. Clar, și eu iau multe gerunzi. Dacă mi-ar fi dat cartea înainte să o citesc, îndreptam treaba asta. La următoarea editare, poate. Dar cartea e minunată, e minunată. Pe cât o vedeți de săcămită, pe atât de multă poezie are în ea și agresivitatea asta ei este, de fapt, o mare candrețe față de tot universul. Am să... Nu, nu citesc ce mi-a ales ea, citesc ce am ales eu. Ai curaj? Ochelari. Bine, hai să vedem. De fapt, chiar nu, nu știu dacă merita chiar să mă compromit în halul ăsta să port ochelari în public, dar sper să văd. Bun. Vreau să-mi cumpăr o bicicletă și un recamier. Am hotărât să nu mai dorm pe aceea saltea cu absentul meu soț și văzând că pe fotoliile din sufragerie nu mă pot odihni pentru că sunt prea mici, încerc să rezolv într-un fel sau altul situația. O să-i las dormitorul regelui, puțin mă interesează, dorm liniștită și aici în sufragerie. Pisicul o să fie fericit să doarmă cu mine, dat fiind că nu-l puteam lăsa în pat. Nu de alta, dar soprii mei, români deghizați în nemți, ar fi avut insomnii la gândul că fiul lor ar putea muri în somn, sufocat de un fir de păr de pisică. Arunc o privire pe ziar, băgameaș. Bicicletele uzate costă toate de la 150.000 de lire în sus, iar recamierele, să nu mai vorbim. Mă uit însă mai atent și sar în sus de bucurie când citesc anunțul unui domn care locuiește în zona Ostiense și anunță că vinde o bicicletă cu doar 80.000 de lire. Practic, suma pe care am încasat-o ieri noapte era o spătăriță. Hip-hip-ura, formez numărul de telefon scris de desubtul anunțului și stabilim o întâlnire la ora 2 după amiază. E 2:10 și eu sunt deja în magazinul de închiriat videocasete și DVD-uri. Patronul e domnul care îmi va vinde mijlocul locomotor cu care să mă duc și să mă întorc de la lucru. Îl salut respectuos și îi cer să văd bicicleta. Domnul dispare un moment și se întoarce foarte bucuros. Vă place? Mă întreabă. Nici nu mi-am dat seama că țin gura deschisă. Signorina, mă auziți? Ce părere aveți? Eu mută ca un pește. Deci, câți ani are fica dumneavoastră? Bicicleta pe care domnul mi-o arată e roz, fosforescent și costă doar 80.000 de lire pentru că e de fetițe. Ridic privirea către el foarte lent. Signorina, vă rog, nu mă face să mă simt prost. Este pentru fica dumneavoastră, nu-i așa? Nu. Sub privirea lui plină de uimire, iau bicicleta și ies în piațeta aflată în fața magazinului pentru a o încerca. Nenea e decis să nu mi-o dea, eu sunt chitită să-i demonstrez că voi reuși chiar dacă la fiecare pedalare mi zbesc genunchii de ghidon. Dar caut să-l conving că tot există o șmecherie. Tragi cât poți copoașa în spate și împingi pedalele ca genunchii, cu genunchii bine despărțiți. Unul spre stânga, celălalt spre dreapta. Ca un clovn de circ care pedalează disperat în aer pe o scoară. Nu mă deranjează că arăt chiar ca o cretină, important e să reușesc să iau cu orice preț cu bicicleta asta ieftină. În timp ce fac acrobații pe trotuar, omul se uită la mine cu o mână pe inimă și cu cealaltă își acoperă ochii ori de câte ori pericolul de a mă răsturna pare iminent. După ce transpiră cum trebuie, îmi vinde vehiculul pentru doar 60.000 de lire. Îi mulțumesc și mă întreb, arătând asemenea cocoșatului de la Notre Dame, cu genunchii depărtați și cu viteza unui mormoloc, către bar del Vico. Cristina Torelli spală scrumierele și le așează pe măsuțele de afară. Aruncă o privire și observă lumea care traversează piațeta del Vico. Unul se răcorește cu înghețată bună, altul împinge un cărucior, un turist american întreabă unde se află Piața Navona, altul se așează la o măsuță pe terasă. La un moment dat, aude un zgomot neobișnuit de undeva din stânga. Scârț. Olbează ochii și controlează dacă are ochelarii de vedere potriviți. Curăță rapid lentilele, după care așează acolo unde le este locul, pe nas. Nu se înșelase deloc. Ochelarii sunt buni, numai că ceea ce vede prin ei se pare ciudat, adică pe mine și bicicleta mea. Încă nu se hotărăște dacă trebuie să râdă sau să se sperie. Nu-ți place? O întreb. E cam mică, dar merge. Cristina, continuând să tacă, stă dreaptă și mă fixează. Ce mai face Leo? A mâncat? Mă interesez eu știind că la ce ușă bat. Leo e cățelul acelei doamne.
Uite că patrona iese din hipnoza care pusese stăpânire pe ea și ridică din numeri, ba chiar îmi vorbește. Nu știu, trebuie să vină cu Piero. Du-te înăuntru că te așteaptă Maurizio. Ok, dar înainte de asta să plec și eu bicicleta. Poftim? Dar nu te-ai gândit să o lași aici. Păi și unde să o las? Mă gândeam să o leg de stâlpul ăsta lângă bicicleta ta. Lângă ce? Chestia asta fosforescentă lângă bicicleta mea, nici moartă, ascund-o dracului mai repede, ridică glasul Cristina. Toată după amiază încerc din greu să impresionez pe cineva cu noua mea achiziție. Zero. Râde toată lumea. Râde Piero, râde Maurizio, râde fata de la casă, râd clienții, râde Leo, cățelul. Și râde până și bicicleta neagră a Cristinei, care are un coșulet superb de paie pe roata din față și o scriitură frumoasă pe cadru, Oliu. Plus oșa și un ghidon care ar fi strânit până și invidia unor firași. E bine și azi reîncep lucru. Stau acasă de 5 zile. Cristina nu m-a chemat pentru că nu are nevoie de mine. Găsesc cele 5.000 de lire în obișnuitul meu pahar de sticlă și vreau să ies să fac niște cumpărături la supermarketul din spatele casei. Soțul meu nu mai adresează niciun cuvânt. Pedeapsa e mult mai drastică decât m-aș fi așteptat. Dar azi simt nevoia să fiu iubită. De el și numai de el, din păcate. Dumi însă, tolănic pe pat, se uită la televizor și nu mă onorează nici măcar cu o privire. Iau geanta de cumpărături și mă duc resemnată la supermarket. Cumpăr două fleacuri și văzând că cele 5.000 de lire, adică 2,5 euro, s-au terminat, mă îndrept spre casa de marcat să plătesc. De-a lungul traseului trec pe lângă raionul plin de cutii de mâncare pentru pisici și câini. Și mă gândesc la pisoiul meu alb. Ori de câte ori îi dau de mâncare, mă jur că altădată porția lui va fi un pic mai mare și mai bună, mă uit la toate cutiile frumos aranjate și deodată mi se declanșează nebunia, în toată splendoarea ei. Vreau să fug. Oricum nu e nimeni. De cine mă poate vedea? Geanta mea de cumpărături are forma unui mic cărucior pe care de luni de zile îl târăsc gol după mine, pe cele două mici roți. Și are un buzunar interior secret. Încet, încet ridic mâna și sustrag pe nesimțită o cutiuță de berat. O pun în buzunarul secret. Mă uit în jur. Nimeni nu m-a văzut. Ridic mâna și iau încă una. Liniște. Mă uit din nou în jur. Da. O iau și pe a treia, și pe a patra, și pe a cincea, și pe a șasea și nu mă opresc până când umplu tot buzunarul secret al genții. Și dacă tot am început, pun și o ciocolată albă știind că soțul meu e mort după ea. Poate așa reușesc să îi smulg în zâmbet. Acum stau la casă, pun să pun și un șampun în mână și vreo 20 de cutiuțe de mâncare pentru pisici și o ciocolată albă ascunsă în geantă. Inima îmi bate tare, tare. Dacă se declanșează sistemul de alarmă, cred că mor pe loc, îmi zic, și plătesc să pun și șamponul. Nu se declanșează nimic. Cu speranță în suflet și cu zâmbetul pe față, mă îndrept spre ieșire, jurându-mi că asta e prima și ultima dată. Că asta e prima și ultima ciordeală. Sau mai bine zis, prima, că o să decid eu altă dată, dacă e ultima. Sigură pe mine, mă blochez când în fața mea apare un domn care se legitimează și îmi cere să-i arăt bonul fiscal și să deschid geanta. Uite așa, deodată surzesc. Sângele mi se urcă la creier în 2 secunde și jumătate, genunchii au început să-mi tremure și nu încetez să mă întreb de ce nu mai aud niciun sunet în jurul meu. Timpul a încetinit la maxim și ușor, ușor deschid geanta. Palmele îmi sunt fleașcă de transpirație. Domnul se uită înăuntru și, surprins că nu găsește nimic, mă întreabă. Unde ați ascuns marfa? Ați fost văzută pe monitor, curând. Româncă proastă, care se crede deșteaptă, nu mă gândisem deloc la camerele video de supraveghere și nu-mi rămâne decât să deschid fermoarul butonarului secret. Domnul se uită înăuntru și scoate o cutiuță de mâncare pentru pisici. Apoi pe a doua, pe a treia, pe a patra, pe a cincea, pe a șasea, pe a șaptea, până la a douăzecea. Se uită la cutii, apoi la mine, iar la cutii. Parcă ar fi râs, parcă n-ar fi râs, eu nu mă mai opream din tremurat. El numără din nou cutiuțele alea nenorocite, mă privește încruntat, dar văd cum colțurile gurii încep să-i se ridice, lăsând loc unui început de zâmbet, care se preschimbă încet încet într-un râs reținut. Puneți-le la loc și plecați, cât mai repede. Poftim? Cum ați auzit? Sper să nu se mai repede. Încasez un pur circuit la creier, nu datorită faptului că nenea îmi permite să duc acasă marfa curată, să duc înapoi marfa curată, ci pentru că nu încetează să-mi vorbească politicos, mie, unei coațe românce. Poate n-ați observat, dar am și o ciocolată albă. Vă rog să plecați, mă repede el. Cu coada între picioare mă întorc încetişor acasă. Îl găsesc pe Dumii așa cum l-am lăsat, tolănit pe pat și uitându-se la televizor. Încep să mă prind că soțul meu are o problemă. S-a născut jignit, săracu. Peste câteva minute îi aduc ciocolata. E pentru tine.
eu întind eu fără să mă uit la el. O ciocolată albă? Mersi, îmi răspunde domnul Toneodru și o pune pe rompieră. Te rog, mănâncă, insist. Acum n-am chef. Te rog. Am spus că n-am chef, nu trebuie să te deranjezi. Nu m-am deranjat, îi zic printre lacrimi. Dumi își mută în sfârșit privirea de la televizor la mine, cu tipă, cu tipica lui expresie, plictisita asta ea plânge și o fizic în nesc. Am furat-o, închei eu dintr-o dată discuția. Deschide-te, cerule, ține-te, țâșnește din pat ca și cum ar avea sub curul rășou încins. Începe imediat să urle. Ce ai zis? O, Dumnezeule, nu-mi vine să cred că ai făcut una ca asta, să furi dintr-un supermarket urâta dracului ce ești. Eu te aduc în Italia și tu te pui pe furat, vrei să mă târăși pe mine la hatul ăsta împuțit, îți faci valizele și ai înțeles acum, pe loc. Știu că am greșit, o să-i cer Cristine să mă chime mai des la lucru, promit că nu mai fac. Dumii continuă să urle încă alte 5 minute bune, dar nu-l mai aud. Și mă tot întreb și mă minunez. Cum e posibil să fie iertat în 2 secunde de un necunoscut italian și să nu reușești să intri în grațiile omului pe care îl iubești și care te iubește? Nu ții neapărat să lucrez mai mult în nenorocitul ăla de bar. Vreau să nu mai lucrez deloc, ai înțeles? Și ce să fac? Să gătesc, să spăl, să calc, să țin casa curată pentru tine? Întreb eu ridicând. Dacă nu faci cum ți-am spus, te trimit pachet în România. Bagă la cap vorbele astea pe care sper că le-ai auzit bine. Să repet? Aha, în sfârșit. În sfârșit i-a ieșit din gură porumbelul și aflu că își dorește cu adevărat să devin ce ar vrea el să devin. O slugă. Să-ți fie clar, Alina, te-ai căsătorit cu un regizor și perfect pe deasupra. Tu, regizor, ești un falit și nu perfect, ci bou. Trântesc ușa în urmă și ies din casă. O iau pe scări în jos și mă opresc la etajul 3, unde mă așez puțin să-mi trag sufletul. Îmi sprijin capul de brațele îmbrucișate pe genunchi și privesc spre cimentul mozaicat de sub picioarele mele. Inima îmi bate tare, tare. Chemuită pe scările etajului al treilea din acest bloc de pe Via Săzare Pascarella numărul 11, constat oarecum surprinsă și dezamăgită că nu mai am lacrimi de vărsat pentru un om care se numește Bobby Dumi. În sfârșit. Eu m-aș opri aici, deși mai e un desnodăm cu bicicleta. Vreți să-l auziți? Da. Mai puteți? Dar e o chestie, na. Hai să vă zic cum a fost cu bicicleta. Așa. Mă rog, se ridică setară și ia bicicleta. Așa vede supermarketul, mi-e atât de rușine încât întorc imediat capul. Așa, trebuie să ajung la bar de Fico, unde spre norocul meu în seara asta se lucrează. Mă uit la copacul de care leg de obicei cu un lanț gros, bicicleta roz fosforescent, bicicleta mea atât de culită. Închid ochii și îl deschid repede. Bicicleta roz fosforescentă nu mai există. Scârbele dracului, m-au furat-o. Cu puii mei e posibil așa ceva, cu lanț, cu tot? Îmi vine să-mi smulg părul din cap de nerv. Român de căcat, numai unul dintre ăștia ar fi putut să o facă. Rămân locului și mă mai gândesc puțin. Nu, n-avea cum să fie un român. Ăla ar fi luat și copacul. Trag eu o concluzie provizorie, nervoasă și frustrată, urc în tramvai. Ajung la bar cu jumătate de oră mai devreme. Înainte de a intra, mă opresc și admir cu invidie bicicleta neagră a Cristinei Torelli, legată de obișnuitul ei stâlp. Fără să mă vadă nimeni, scuip pe ghidon. De două ori. După care mă așez la măsuța numărul 1 din prima sală și rămân cu privirea agățată de tavan. Ce faci? Ești tristă? Mă scoate din starea mea Cristina Torelli. Nu îi răspund, fiindcă nu știu de unde să încep. Am auzit că ai fost cu Maurizio, mă rog, așa un mic dialog. Așa. Îmi aduce un tramețin, o se îndepărtează. Rămân doar eu și câinele ei așezat ca de obicei la picioarele mele. Mă uit în ochii lui Leo și îmi dau seama că sunt ca el. O porcitură și vagaboantă. Încetează să-ți mai plângi de milă, e jalnică, mi se pare că îmi spune câinele. Leo, cei? Sunt o față. Iar eu un paralizat de artrită. Aruncă-mi, te rog, bucățică de ton. Nevălește Maurizio cu un zâmbet până la urechi. Amica, tu căutai o recamieră, așa-i, n-am bani, Maurizio, te rog frumos. Ți-am găsit unul gratis, știu pe cineva care vrea să schimbe toată mobila din casă. Singura problemă e transportul. La ce etaj locuiești? La 5. Cam greu de urcat. O să vorbesc cu niște prieteni care au o furgonetă. Rezolvă totul pentru cel mult 50.000 de lire. Ce zice? Bine, te văd cam ploată. Maurizio, m-am furat bicicleta. Așa că următorii bani îmi trebuie ca să-mi cumpăr alta. Pe bune! Ți-au furat scârțul, întreabă Maurizio fericit. Nu apuc să-i răspund că de bucurie prostul se pune pe urlat în gura mare. Cristina, știai, i-au furat Alinei scârțul. Cristina Torelli desface o sticlă de Prosecco. Bine că nu mai trebuie să închid bicicleta aia ridicolă. Veniți și luați un pahar, fac cinste. Nu înțeleg prea bine ce e atât de amuzantă treaba asta sau ce e de sărbătorit. Și dau să mă retrag. Mi se pare că se bucură de necazul meu.
Cristina îmi face însă semn să rămân. Accept, poate așa o fi aici. Să uită împreună o întâmplare nefericită a unuia dintre ei. Iau și un pahar, ciocnesc și încep să zâmbesc, apoi să râd. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns noaptea târziu când am pus punct orelor de lucru și tocmai căutam pe cineva care să mă conducă acasă, o văd pe Cristina Torelli că se apropie de mine cu bicicleta ei neagră. Ia-o, de acum e a ta. Ține să-mi precizeze, după care intră imediat în mașina soțului său, Piero, împreună cu câinele bolnav de artrită. Probabil fuge ca nu cumva să o refuz sau să mă pierd în mulțumiri sânjenitoare. Încă nu mă desmeticisem că deschide portiera și strigă. Cuvântul Hollywood scris pe ea o să spoarte noroc. Trage portiera și micul 4x4 de culoare roșie demarează. Văd capul ieșit puțin în afară lui Piero, i-aud vocea nu știu ce. Urc și eu emoționată pe bicicletă și încep să pedalez. Ca din reflex, popoașa mea a apărut și depărtez exagerat picioarele cum făceam pe fosta mea bicicletă. Îmi corectez poziția din mers și pogățată pe bicicletă, străbat pe la ora 3 noaptea, drumul spre casă în care locuiesc în Roma, cântând cu voce tare. Volare! Scuzați-mă un moment, vă rog, scuzați-mă, nu vreau să fiu nepoliticoasă, amica, aspetă, nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar am taxiul afară care mă așteaptă și un avion care trebuie să decoleze în mai puțin de 2 ore. Și asta mai zis-o. Doamne ferește! Am mai zis-o, nu? Da. Autografele! Sunt aici, dacă le doriți, sunt gratis, ca toate tonele de ciocolată. Aveți un pic să mă întrebați? Avem tot ce trebuie. Hai că sunt gratis. Dacă scriu o compunere și pentru nepoasa aia așa. Ne mișcăm mai cu talent, da? Hai. Mă așteptați voi, eu de vreo 20 de ani, acum așteptați voi, eu de 20 de ani aștept un film, un rol, 20 de ani, acum așteptați și voi 20 de minute. Autografe, o semnătură de acasă. Sunt al treia, cred. Alina Nutella, sesiune de autografe la standul editurii All. Romanului Șoseaua Cățelul 42 vă așteaptă la standul editurii All pentru o sesiune de autografe.